Dorința primarului Nicolae Robu ca dezbaterile publice să poată fi organizate și în mediul virtual are șanse mari să fie îndeplinită. Senatorul liberal Petru Ehegarner a elaborat un proiect de lege care prevede amendarea legii 52 privind dezbaterile publice. Da, am făcut un proiect de lege privind modificarea legii 52 care se referă la transparența decizională și e vorba de un amendament care extinde posibilitatea acestei consultări sau a dezbaterilor publice și în mediul virtual. Am specificat în această modificare două lucruri care mi se par esențiale și, cred eu, lărgesc spectrul de consultare cu cetățenii. E vorba de o perioadă minimă care este de 48 de ore, când știți fiind faptul că o dezbatere publică durează maxim 2-3 ore. Pe de altă parte, am pus condiția ca acele condiții care erau prevăzute în dezbaterele publice conform vechii legi 52, respectiv dezbaterele clasice, să se păstreze, respectiv posibilitatea de arhivare și așa mai departe. Sunt lucruri care țin de o procedură pe care legea o prevedea. Dezbaterile de la Primăria Timișoara s-ar putea ține chiar pe Facebook, asta dacă Municipalitatea Timișoreană și-ar face un cont oficial. Primarul Nicolae Robu are 3 conturi personale de Facebook. Am vorbit în mai multe rânduri despre necesitatea, așa percepeam eu și percep lucrurile, ca legea privind transparența decizională să fie amendată, încât să fie considerată dezbatere publică și consultarea cetățenilor în sensul legii și consultarea, respectiv dezbaterea ce au loc în mediul virtual. Domnul senator de Timișoara, Petru Ehegarner, președintele PNL Timișoara, iată că are o inițiativă în acest sens, a depus o propunere legislativă de amendare a legii în acord cu ceea ce noi am discutat în prealabil. Europarlamentarii văd cu ochi buni aceste inițiative, care în Parlamentul European se practică de ani buni. Cred că ideea de a avea dezbateri publice în mediul online, având aceeași valoare cu dezbaterile publice organizate în mod clasic, așa cum prevede actuala legislație pe transparența decizională, este o idee foarte bună. Nici măcar nu este un lucru neobișnuit, pentru că la nivel european aceasta este metoda uzuală de consultare a cetățenilor. Sunt în Parlamentul European din 2007 și pot aprecia că cea mai transparentă procedură de consultare a cetățenilor este aceea organizată de Comisia Europeană ori de câte ori propune o directivă, un regulament sau o măsură care afectează cetățenii europeni. La ultimele dezbateri, organizate de Primăria Timișoara, au participat foarte puțini timișoreni.